Salutare tuturor, bine v-am regăsit la tutorialul cu numărul 3, unde vă voi învăța cum să instalați meniurile necesare și pistol radar. Veți veni, veți deschide linkul acesta. Și veți instala următoarele. Stop the pad. Veniți aici jos și îi dați aici, îl instalați. Ultimate Backup. Compulite. Și atât. Bun. Acum veți veni în folderul principal cu GTA 5 și veți începe să deschideți Stop the Pad. Da. Aveți aici Stop the Pad, îl deschideți și aveți așa plugins, Rage Native și Readme. Aici veți instala doar plugins. Niciodată și niciodată să nu băgați Rage Native UI-ul, pentru că sunt vechi și vă va da creș jocul. Deci la niciun mod v-am învățat cum să instalați Rage Native UI-ul și așa îl lăsați. Nu puneți altul. Trageți aici. Stați să vedem dacă s-a făcut. Plugins, da. Trageți plugins. Și atât. S-a instalat Stop the Pad. Veniți la următorul, Ultimate Backup. La fel, același lucru. Plugins. Îl trageți. Replace. Atât, s-a instalat Stop the Pad-ul sau Ultimate Backup. Ce mai avem? Compulite. Același proces. Îl trageți aici și gata. Cam atât a durat să instalăm meniurile respective. Bun, acum vă voi arăta cum să instalați pistolul radar. Veniți, deschideți linkul. Nu uitați că linkurile le găsiți pe serverul de Discord ca să nu stați să le scrieți manual pe toate. Veți instala Leader Gun, așa, ăsta primul de aici. Veți deschide. Da. Și aveți așa. Grand Theft Auto 5. Ăsta îl deschideți și băgați aici. Da, să vedem. Nu știu dacă avem IPT comunul respectiv. Da, băgați plugins și IPT comun. Da, le băgați aici. Și acum mai aveți Vintage Pistol Textures. Avem niște texturi de instalat. Și ne zice unde să venim. Vom merge în Mods, Update, X64, DLC Packs și vedem că nu avem acesta, da? Venim aici, nu mai intrăm în Mods, intrăm în Update, stați să vedem dacă filmează un. Intrăm în Update, X64, DLC Packs, căutăm pack-ul respectiv. Patch Day 8ng, DLC.rpf și dăm copy to mod folder. Și acum ne asigurăm că suntem în mod folder, deschidem x64, models, CD images, weapons.rpf. Și aici vom veni cu acestea, vedeți fără readme, venim cu acestea și le tragem aici. Da, cam atât a fost cu tutorialul de astăzi. Haideți să vedem dacă totul merge cum trebuie. Bun, suntem în joc. În cazul în care nu vă apare meniul, meniurile le deschideți în felul următor. Ultimate Backup, unde veți chema backup-ul. Cod 3, Patrol Unit. Apăsați Enter pentru o mașină de poliție.
Tactical Unit SWAT pentru o dubă de SWAT, ambulanță sau pompieri și cam atât. În Ultimate Backup mai vă puteți lua și un partener, și un cățel. Și ce mai puteți face? Mai puteți face o groază de lucruri. Cu aceștia, dacă intrați în mașină și apăsați pe T, îi veți chema în mașină. Câinele nu cred că intră. Nu știu cum se folosește câinele, sincer. Poate trebuie să-i deschidem ușa, că n-am, sincer, n-am folosit niciodată. Nu, bun. Ne pare rău, dar nu vom folosi câinele de data asta. Ce mai trebuie să vă arăt? A, pistolul radar. Apăsați pe G. Disable Realistic Weapon Systems. Iar pistolul îl veți lua pe F. Stați să vedem. Nu merge pistolul. Bun, stați că vă arăt imediat de ce nu merge pistolul. Da. Iar meniul de trafic așa arată pe E. Când veți porni, aici veți cere documentele, vorbiți, drug test. La fel veți face și cu oameni pe stradă, să vedem dacă găsim. Am uitat să facem ceva, de aia nu merge pistolul. Veniți lângă un om și apăsați de două ori pe E. Hold here! Și aici îi cereți ce doriți dumneavoastră. Bun. Adesea ieșim din joc și veți veni să mai pornim o dată aici plugin hub-ul. Și aici vă va apărea o rotiță de setări pe care o apăsați rapid. Intrați la plugins. Da, să vedem că ceva nu s-a instalat cum trebuie. A, este pus pe altceva. Da, veniți aici, plugins, deschideți leader gun, ăsta configurați în settings și aici treceți F12 și dați save. Și haideți să mai vedem o dată dacă merge așa. Venim aici și F12 și avem pistolul radar. Da, haideți să vedem, uitați. Da. Bun, cam atât a fost cu acest tutorial, ne vedem tutorialul următor. V-am pupat!